20, de Antonín Dvořák, un compozitor ceh care a emigrat în America. Și una din lucrările lui cele mai cunoscute este Sinfonia Noua din Lumea Nouă, scrisă pe teme de muzică indo-americană. Și noi nu vom cânta această sinfonie, pentru că este prea lungă, ci vom cânta o mică glumă de-a lui cu teme din acea zonă. Thank you.
minunata ființă aleasă. Pentru a vă mulțumi de modul cum ne-ați primit, dorim să vă dăruim o lucrare minunată. În ciuda faptului că muzica este ungurească, este scrisă de un italian. Se cheamă Vittorio Monti și vom cânta un ciardaș. Și are specificul muzicii ungurești și acele românești care începe cu o parte lentă, se termină cu una briantă, strălucitoare. Vă dorim în continuare o viață plăcută, frumoasă și să ascultați numai muzică bună.